Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi, precum ați văzut din titlu, vom testa o grămadă de produse noi, drugstore toate, adică din gama produselor la un preț foarte accesibil. Genul de produse pe care le găsești în DM, în supermarketuri, că majoritatea sigur sunt sub 100 de lei. Lucru care ne place tuturor, mai ales dacă găsim produse bune și ieftine, win-win pentru toată lumea. De Crăciun am primit acest pachet de la Coty. Coty fiind această firmă mamă care deține branduri precum Max Factor, Miss Sporty, Rimmel, Bourjois și majoritatea produselor nu au mai fost încercate de mine până acum, ceea ce a fost o bucurie și v-am întrebat pe Instagram dacă sunteți interesate de un clip în care să încerc aceste produse și am primit foarte multe răspunsuri pozitive. Foarte multe persoane au fost interesate de aceste produse, așa că am zis că astăzi, ca primul clip din 2021 cu încerca produse, să fie acesta. Mi-am luat ceiuțul cu mine și spun să-i dăm drumul. Hai să începem! Înainte să încep machiajul, vreau să fac și niște disclaimere. Disclaimerul numărul 1 este că am cele mai urâte unghii din lume. Azi am programare, dar am zis că să nu mai amân clipul, că l-am amânat și ieri. Am zis că o să am unghiile făcute până acum. Nu le-am făcute, așa că am preferat să fac clipul cu hidoșinile astea. Le văd și eu, le vedeți și voi și mi pare rău pentru asta. Am început deja machiajul, mi-am făcut look-ul la ochi cu paleta de la Be Perfect. Am vrut să-mi fac o nebuneală din asta cu un fel de smoky albastru sclipicios. Momentan arată nebun, dar știu că o să se întregească look-ul odată ce terminăm de aplicat toate produsele. Produsele pe care le voi încerca astăzi sunt de la Coty. Coty este acest grup care întrunește mai multe branduri pe care le găsiți în gama drugstore, cum ar fi în DM. Am primit de la ei foarte multe produse pe care eu nu le-am mai încercat, cu o singură excepție. Singura excepție este acest fond de ten. Eu îi spuneam pe vremuri rimel cu capac roșu. Dacă sunteți aici de mult, știți că pe acest canal am mai discutat de 1000 de ori despre acest fond de ten. Asta este un fond de ten pe care eu l-aș pune în favoritele din toate timpurile. Este un fond de ten hidratant pentru un ten normal sau uscat sau chiar foarte uscat și are acoperire medie spre mare. Arată foarte natural pe ten cu toate acestea și rezistă întreaga zi, iar prețul este genial pentru că îl puteți găsi în magazine inclusiv la 25 de lei, ceea ce pentru mine este un mare plus și mai are și un miros foarte plăcut. Cred că nuanța asta, s-ar putea să greșesc, dar cred că această nuanță este nouă. Este 050 Fair Porcelain. Dacă nu mă înșel, era 100 sau 120 nuanța cea mai deschisă care exista pe piață când îmi cumpăram eu acest fond de ten. Deci, un plus 1 pentru că întotdeauna există probleme pentru fetele ca mine care au tenul extrem de deschis la culoare. Fonduri de ten foarte albe se găsesc mai greu, mai ales în gama drugstore. Acesta este foarte deschis, se vede și în comparație așa cu tenul meu că este super deschis, deci mă bucur super tare. Mă bucur foarte mult că am mai primit un fond de ten. Este un fond de ten pe care nu l-am încercat niciodată. Pare că mi este închis, dar voi aplica oricum. O să-l întind eu pe gât și eu cum să fac asta. Este de la Max Factor și se numește Facefinity Lasting Performance. Îi scrie că este weightless feel, adică nu îl simți pe față și că nu încarcă pori. Pe spate spune că durează foarte mult, este touch-proof, deci rezistent la transfer. Are acoperire mare, dar totuși se simte natural și se simte și nu încarcă deloc tenul. Nu încarcă porii, este testat dermatologic și merge pentru un ten sensibil, neavând parfum și ulei în compoziție. Așa că o să aplic acest fond de ten, să vedem cum este. Însă, înainte voi pune un primer. Este un primer pe care îl folosesc în ultima vreme de la Pixi cu vitamina C. Spune că este un ulei, însă este așa o combinație de apă cu ulei. De-aia trebuie să-l agit foarte bine. Iar la final devine așa, e foarte lichid. Eu am crezut că o să fie ulei, dar vedeți, e efectiv lichid.
și se simte așa ca o apă ușor uleioasă, ceea ce îmi place pentru că un ulei mie nu prea îmi place înainte de machiaj, ulei efectiv. Mi se pare că afectează durabilitatea machiajului, mi se pare că afectează fondul de ten, nu-mi plac primerele tip ulei, oricât de uscat ar fi tenul meu. Și tenul meu chiar acum este foarte uscat. Am uitat un lucru esențial, așa că cât o să-mi intre acest primer în ten, o să aplic tușul, pentru că, tușul și rimelul, pentru că am uitat. Eu de obicei îmi fac ochii și după aia mă ocup de restul feței. Am primit și un creion Kajal și pare chiar albastru închis, deci va merge foarte bine cu look-ul de astăzi. O să-l folosesc mai încolo. Dar am aici, am două rimeluri și un tuș. Tușul pe care îl am de la ei este de la Bourjois și se numește Liner Pinceau. Și spune că rezistă până la 24 de ore. Arată așa și cred că presimt că este din ăla cu peniță clasică. Cum îmi place mie mult, not. Dar întotdeauna sunt dispusă să trec peste penița asta clasică, cu condiția să fie super bun tușul. Exact, este genul de peniță clasică, mobilă și îmi voi aplica tușul. Observ că se aplică super ușor, penița îmi place pentru că nu este... Se mai întâmplă la astfel de tușuri ca penița să fie un pic haotică, așa, să n-aibă o formă exactă și asta așa pare la prima vedere, însă e finuță și se aplică ușor și văd că este foarte negru. Să vedem cum rezistă, dar așa aplicarea a fost ușoară. În momentan nu îmi place acest tuș, să vedem cum rezistă. Am primit mai departe două rimeluri. Unul este de la brandul Rimmel, care se numește Scandal Eyes Reloaded. Nu va fi cel pe care vreau să-l încerc astăzi, pentru că am mai încercat rimeluri de la ei și mi-au plăcut în mare parte. Însă nu cred că am încercat niciodată un rimel de la Max Factor. Așadar îl voi lua pe acesta și îl voi încerca. Acesta se numește Divine Lashes. Vine într-o cutiuță de genul acesta pe care o voi arunca. Un lucru care se întâmplă la majoritatea rimelurilor pe care le încerc prima dată este faptul că prima dată când le folosesc sunt foarte ude, sunt foarte lichide, în așa fel încât mie îmi plac majoritatea după câteva folosiri când conținutul se mai usucă puțin. Însă ăsta este deja ușor uscat și nu mă deranjează, ci dimpotrivă îmi place foarte mult acest lucru pentru că nu încarcă. Atunci când sunt prea lichide, nu știu, efectiv aștept să se mai usuce un pic, un pic, un pic. Ăsta e perfect pentru că are o textură foarte bună și mi se pare că întoarce genele. Eu de obicei sunt fan a rimelurilor cu periuța din silicon. Asta nu are periuța din silicon, însă nu mă deranjează. Mi se pare că mărimea periuței este destul de mare. Nici asta nu mi-a plăcea în mod deosebit, însă pare ok. Nu e rimelul meu preferat, clar, dar pentru un rimel cu perii clasici îmi place. Îmi place mult textura lui, în primul rând. Mă voi duce să ud burețelul pe care îl voi folosi astăzi și trecem la partea preferată a mea și a tuturor, adică la fond de ten. Întotdeauna, asta e trucul meu, întotdeauna când folosesc un fond de ten nou, agitați-l înainte pentru că s-ar putea ca agitatul ăsta să vă ajute. Dacă nu-l agitați, ar putea să aveți o părere greșită despre fondul de ten. O să dau luminositatea mai încetul pentru că de multe ori îmi spuneți că luminositatea e prea mare și nu puteți să vedeți foarte bine fondul de ten. Sper că așa e mai bine. Pare foarte închis. Este foarte închis. Dar I'll work around that. Sper că se vede că mi este super închis. Dar e acel gen de închis care o să meargă foarte bine la vară. Miroase alcool destul de tare. Am albastru pe gât. Totdeauna când folosesc fard albastru, mă trezesc cu puncte albastre peste tot. Acest fond de ten, din ce observ așa la o prima aplicare, cred că este pe bază de apă. Nu este pudrat ingrediente. Într-adevăr, primul ingredient este apă. Urmează talc. Nu este foarte pudrat. Are acoperire mică spre medie și un aspect extrem, extrem, extrem de natural. Fiind pe bază de apă, nu este extrem de lucios și nu încarcă. Arată exact ca pielea mea, mă rog, în afară faptul că e închis, se vede pe gât. Nu l-am, în mod normal, când o să-l folosesc, o să-l combin cu niște adjustere, dar n-am vrut să influențez textura, așa că prefer să fiu portocalie, dar să vedem cum e textura, că asta contează atunci când faci un review. Este genul de fond de ten pe care eu l-aș purta de zi cu zi, pentru că este foarte
lejer, foarte natural. Nu este pentru cineva care vrea acoperire mare, pentru că nu cred că oferă asta. Este pentru cineva ce își dorește naturalețe. Genul meu de fond de ten, oh my god, oh my god. Exact ce îmi place mie la un fond de ten. Cel puțin de la prima impresie. Ați întrebat foarte mult despre concealerul acesta, Born This Way, pe care nu l-am folosit destul pentru că nu mergea cu fondurile mele de ten. Este un pic închis, dar acum merge perfect. Deci vreau să mă dau cât de aproape îmi permite camera ca să vedeți textura fondului de ten fără să fi pus pudră pe el. Mie mi se pare că tenul arată perfect. Nu arată încărcat. Uitați-vă că lucește foarte natural, așa arată pur și simplu a naturalețe. Ca și cum n-aș avea fond de ten pe față, except în faptul că mi-e închis și concealerul se așează frumos. Îmi place tare. Mi se pare că se așează atât de frumos. Cred că o să mă duc să-mi cumpăr o nuanță mai deschisă până la vară, că arată prea frumos. Oh my god! Și tot de la ei am primit, de la Bourjois, această pudră, care se numește Healthy Mix. Din această gamă am și fondul de ten, care seamănă extrem de mult cu acesta. Dar e cam același lucru, efectiv. Mi se pare că și ambalajul seamănă, mirosul, textura, same shit. Așa că ideea de Healthy Mix, pentru că sunt niște produse care sunt mai mult pentru un ten normal, spre uscat, nu prea încarcă. Îmi place. Sper ca și pudra să nu încarce foarte tare, să nu fie pentru un ten foarte gras, pentru că, în general, majoritatea pudrelor de pe piață, mai ales cele pe care le găsiți în drugstore, sunt pentru un ten gras. Nu există multe pudre pentru tenul uscat, pentru că, în general, pudrele usucă, au talc mult, deci sunt puține opțiuni pe piață pentru persoanele ca mine. Cele fetele cu tenul uscat o să mă înțeleagă. Pudra pare în nuanța ideală. Vine și cu o oglinjoară de desubt și cu un burețel. Voi seta mai întâi concealer. Mie de obicei nu-mi place să folosesc pudră compactă sub ochi, mi se pare că încarcă, dar am zis că folosesc exclusiv produsele astea și n-am pudră pulbere. Dar nu mi se pare că am încărcat foarte tare, un pic. Și pe restul feței voi folosi pudra, care sper să nu schimbe foarte tare aspectul fondului de ten, care e superbisim. Superbisim! Îmi simt fața super fină, dar nu pare încărcată. Deloc. Mă, ce se întâmplă? Mai momentan îmi place foarte mult ceea ce se întâmplă aici. Știu că spun chestia asta în foarte multe clipuri. Vă rog, nu mă judecați, dar jur că e foarte mișto. Apropo, să știți că de multe ori am făcut un clip, cred că, cu un fond de ten de la Trended Up, nu de mult, acum vreo lună, două, și tot așa am lăudat foarte mult produsele la început, adică produsul, l-am lăudat foarte mult la aplicare, însă într-o oră, două s-a făcut foarte nașpa, așa că la clipurile astea vă recomand să stați până la capăt ca să vedeți părerea mea finală, să vedeți dacă s-a schimbat ceva, pentru că multe din produsele astea pot să te păcălească la început și pe parcursul zilei să se schimbe și să se facă foarte nasol. Uitați-vă la tot clipul, vă rog. Nu vă cumpărați produse văzând numai jumătate de clip, că nu e ok. Un alt produs pe care l-am primit este de la Max Factor, un bronzer în nuanța Light Bronze, se numește Matte Bronzer. Are un ambalaj foarte frumos, așa, cu jumătate negru, jumătate auriu, arată destul de luxos. Nu am încercat niciodată nici acest produs. Nuanța pare cam caldă pentru mine și cam închisă. Nuanța light bronze, nu știu dacă e chiar light bronze. Da, este foarte pigmentat și destul de cald. Trebuie aplicat cu o mână foarte ușoară. Se vede foarte frumos pe cameră, însă în realitate mi se pare un pic cam închis pentru mine. Chiar dacă l-am aplicat cu o mână ușoară, însă știu persoane care ar fi îndrăgostite de un astfel de produs, pentru că e super pigmentat. Mie la bronzere nu-mi place să fie super pigmentate. Le prefer un pic mai, să pun mai multe straturi decât să întind și să pun cu o mână prea ușoară. Bronzerul îmi place. Un pic am închis pentru mine, s-ar putea să-mi placă mai mult la vară. Testam mai departe un blush de la Bourjois, pe care cred că îl știe toată lumea și l-a încercat toată lumea în afară de mine. O să-l încerc de ani de zile, dar tot n-am apucat. Este superbisim, este genul de baked blush. Vine și cu o pensuliță pe care nu voi folosi niciodată. Eu personal, pentru că am foarte multe. Culoarea ambalajului nu reflectă culoarea blush-ului înăuntru. Blush-ul fiind foarte finuț, de un roz foarte pal, ceea ce ador. Este nuanța Rose Eclat sau Radiant Rose 15. Abia aștept să-l aplic, doamne!
Doamne, cât am vrut să încerc blush-ul ăsta. Mamă, ce drăguț e. Da, deci acest blush este un roz perfect. Perfect, perfect. Pentru că este destul de pigmentat, dar nu prea pigmentat. Fiind copt, are și un glow așa, dar nu sclipici, ci un pic așa de luciu ca să facă tenul să arate sănătos. Fondul de ten încă îmi place tare mult de tot. Și mai departe mă voi da cu un iluminator de-al meu, pentru că nu am primit unul. Ăsta este un iluminator de la Make Up For Ever. Îl cheamă Pro Light Fusion. Am mai vorbit despre el, e superb, îl ador. E un auriu foarte frumos. Pentru sprâncene am așa. Am un Brow Tint For Days. Foarte interesant. E ca un tuș. E ca un tuș efectiv și are culoare. Are o perică care arată foarte mișto. Însă e deschisuț așa. E bun pentru partea din față. Revin la el. Și mai am și în nuanța medium de la Max Factor un fard. Cred că e duo. Și pare că are două nuanțe, una mai roșcată și una mai gri. Acesta este duo-ul. O să folosesc nuanța mai gri. Și o să o folosesc exact cu periuța cu care a venit. N-am făcut asta de mult. Măi, are o textură... Nu știu dacă vedeți. Sper să se vadă. Dar are o textură foarte pufoasă. Un fard praf, dar cremos. E ca un mus, așa. E foarte natural, așa, se întinde bine. Textura este superbisimă, pentru că nefiind foarte cremos sau foarte pudrat, e undeva între, poți să te joci cu el și să-i dai un aspect super natural. Dacă pui mai mult, e mai încărcat. Dacă pui mai puțin, e natural, așa. Și ăsta gri mi se pare că totuși are o tentă ușor roșcățică, dar nu mi se pare rău. Oricât de mult ai lua, nu o să exagerezi, n-ai cum să încarci foarte tare sprânceana. Am încercat eu să apăs și să iau mai mult și totuși pe sprânceană arată la fel de bine. Ca să înțelegeți cum e textura, uitați cum arată fardul după ce l-am folosit un pic. Vedeți, e apăsat în el pentru că e ușor cremos. Foarte interesant, nu cred că am mai folosit ceva cu textura asta. Iar acum o să încerc chestiuța asta de la Rimmel, Wonderlust. Ca să deschid partea din față, că oricum mi e deschis. Mi-e un pic cam prea deschis, sincer, și nu pot să-mi dau o părere. Pe pleoapa inferioară vreau să folosesc un creion Kajal. Twistmatic de la Bourjois, care este un albastru bleu marin. Perfect pentru lookul de astăzi. Mamă, e super pigmentat, e foarte albastru. Dar e foarte frumos. Și o să-l iau să-l blenduiesc. Eu nici nu m-am uitat la culoarea asta și mi se pare fascinant cât de bine merge cu lookul de azi. Ăsta o să meargă foarte bine pe post de bază, că e cremos rău. Acum voi lua fardul și voi seta. Doamne, ce frumoasă culoare! Mai am aici multe produse pentru buze. Am așa. Am un creion de la Rimmel, dar cu siguranță e foarte închis și e cam roșu pentru ochii ăștia puternic făcuți. Am un ruj care arată într-o culoare superbă, care se numește mauve. Eu când aud mauve, adică M-A-O-V-E, e și inefectiv pentru că astea sunt nuanțele mele. Da, băi. Adică e un nude superbisim. Exact ce trebuie. Uitați-vă ce frumoasă e nuanța. Nuanța e foarte frumoasă și e foarte catifeleat. Forma e foarte mișto. Nu știu dacă vedeți. E un pic curbat, în așa fel încât parcă îmbrățișează buzele. Cred că mă întorc la ăsta imediat, dar sunt prea multe și vreau să le încerc. Superbisimă culoarea asta. Asta e un gloss. Iar o culoare superbă, tot mauve din ăsta. Este de la Rimmel și se numește Oh My Gloss. Mai am un gloss de la Miss Sporty Precious Shine, care și ăsta pare frumos. Și încă o nuanță care pare nude mată de la Max Factor, se numește Soft Matte Color Elixir și este această culoare superbă care mi se pare un dupe pentru Lolita de la Kat Von D. Un nude maro, are o textură superbă, ușor de mus așa, nu încarcă. De numai bine că s-a mai întunecat pe cameră, că vedeți și machiajul mai pe întuneric așa. Culoarea asta e foarte frumoasă. Un pic am închisă pentru ochii pe care i-am astăzi, dar o să deschid totul. Să vin cu glossul ăsta care pare foarte deschis, de la Miss Sporty. Buzele mele sunt extrem de uscate, așa că reaplic doar rujul acesta, că e ușor hidratant și se simte foarte catifelat. Dacă măcar nu se mai văd pielițele astea de pe buze. Foarte velvety, așa. Deci rujul este acesta, de la Rimmel London și se numește 220 Mauve Bliss.
Știu că o să mă întrebi lumea. Lip gloss-ul pe care nu l-am încercat, Oh My Gloss Plump, este de la Rimmel. Tot într-o nuanță asemănătoare, un mauve așa. Se numește Mauve Mama. Știau ei ce mi-a trimis. Așa, și mai avem acest gloss de la Miss Sporty Precious Shine, nuanța Universal Nude, pe care îl voi reaplica încă o dată. Foarte simpluț. O să aplic și rimel pe genele inferioare. O să-mi pun niște gene false și revin cu păreri și discutăm. Bun, am terminat de aplicat toate produsele. Am și filmat să mă vedeți un pic mai de aproape cu acest machiaj, ca să vă faceți o părere. Însă, nu știu, deci astăzi este un succes. Cam toate produsele mi-au plăcut, chiar mult de tot. Singurul care e gen meh, dar nu-mi displace, este bronzerul care mi s-a părut un pic cam închis și rimelul care mi s-a părut destul de basic. În rest, toate produsele au fost la nivelul de impresionant, la modul în care fondul de ten e cel mai important lucru pe care l-am încercat astăzi. Tenul meu arată impecabil, arată ca... arată piele. Tenul meu arată ca și cum nu am aplicat fond de ten. Arată flawless, photoshopat, frumos, fără să fie un pic încărcat. Și asta este de la combinația de fond de ten cu pudra asta superbisimă de la Bourjois. Mă duc să-mi cumpăr fondul ăsta de ten într-o nuanță mai deschisă care să mi se potrivească și abia aștept să-l folosesc. Deci e cu laudă, îmi place foarte mult. Știți povestea, dacă ceva o să se schimbe pe parcursul zilei, o să vă anunț. Dar dacă nu vă mai anunț cu nimic, ăsta e stadiul în care rămânem. Genial! Ador, îmi place de mor. Și pot să spun că dintre tot ce am... știu că lately am testat multe chestii care mi-au plăcut și chiar așa au fost. Au fost chestii faine, produse impresionante, dar ăsta îmi place mai mult decât Catrice. În momentul de față îmi place mai mult cum se așează decât Catrice. Ceea ce eu nu spun niciodată. Ăla e fondul meu de ten preferat din toate timpurile. Hello! I love this shit! I love it! V-am lăsat și acesta a fost clipul de astăzi. Să-mi spuneți dacă ați încercat ceva din produsele astea și ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dacă ați încercat fondul de ten. Din nou, spuneți-mi părerea voastră, împărtășiți-o cu mine, lăsați-mi în comentarii. Uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, ca să fiți la curent cu toate noutățile. Apăsați pe clopoțelul de lângă butonul de abonare ca să vă anunțe YouTube atunci când postez ceva nou. Și bineînțeles, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok, unde postez un alt fel de conținut. Acolo sunt super activă, mult mai activă. Și cam atât. Mersi mult de vizionare și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa, pa! So fast.